s-a putut. Sperăm la anul să o ținem tot așa și totodată să se rezolve și problemele ca să putem să avem alte pretenții. Te așteptai la un asemenea parcurs? Adică a fost peste? Eu am venit un pic mai târziu. Nu, am fost și accidentat, am revenit pe accidentare. Per total zic eu că este destul de bine. E prea bine pentru problemele cu care vă spun. Da, este, dar cum am spus, este destul de bine. Ne bucură acest fapt, ne bucură acest lucru. Mă bucur că am terminat cu toții sănătoși și vedem ce va fi de la an. Ce ați scris dumneavoastră? N-am apucat acum, am vacanță să scriem, pentru că am jucat, am avut meciuri, antrenamente și așa mai departe. Acum în vacanță o să scriem, nu? Da, cap de listă? Pe primul loc ce o să fie? Nu, mi-am dorit eu niciodată cadouri, așa că... Nu, pentru petrolul, zic. Pentru petrolul, să fim cu toții sănătoși și să obținem cât mai multe puncte anul viitor. Să aducă și un sponsor, nu alt sponsor, da. Ne-au ajutat sponsorii până acum, probabil dacă nu erau ei, eram într-o situație dramatică, dar le mulțumim pe acest lucru, că ne-au ajutat, sunt alături de noi și, ce să zic, așteptăm și alt sponsor. Budi, ai lăsat impresia că te-ai supărat când ai fost... Nu, am lăsat nicio impresie, am fost supărat, dar asta este. Îmi doream să joc până la final, vreau să câștig acest meci, chiar am vorbit și cu bețin vestiar și am zis să-l jucăm la victorie, să-l câștigăm, că altfel când rămâi cu o impresie bună, o ultimă impresie bună. Acolo anulat, ai vorbit cu Ivăbis? Acolo anulat, eram în vestiar și l-am văzut, nu știu dacă mai înțelegem și noi când e offside, când nu e. După regulament au zis că este offside, acum... Nu mai avem ce face. Eu zic că portarul a văzut mingea, nu l-a deranjat Irobiso, l-a deranjat mai mult gazonul, cred. Zicea el, postul la conferința de presă, că ai intrat în jucătate din salarii? Ai verificat? Da, nu, e weekend, nu o verific și nu... Nu. Vedem. Sper, așa am înțeles. Acum o să verificăm, mergem luni la prima oră să vedem ce s-a întâmplat. Cum își petrec sărbătorii? Că tu nu ești... Nu. De obicei stau acasă de Crăciun, iar de Revelionul pe undeva pe la munte și cam atât. Îmi place în țară, n-am destinații din astea exotice. La tine ce se ocupă de pregătire? Ajuți? Că știu că ești și pasionat. Păi de obicei nu prea mănânc mâncare la care nu particip, așa că... Ești acolo? Da. Tu ești șeful? Șeful bucătar. Și ce îți place? Pregătești? Îmi place mai mult să gătesc decât să mănânc, chiar dacă se spune altceva. Sarmale, tu ce faci? De post. Păi nu e post? De toate. Mă bag la toate. Tradițional. Păi probabil după ce mă las să-mi deschid restaurant ca să mă mențin. Cum e viața? Bine, suntem pe un loc bun în clasament, chiar foarte bun. Am ajuns până aici cu condițiile care le avem și sper să ne menținem acolo când ne întoarcem după paza de iarnă. Peste așteptări acest parcurs pe care l-ați avut până acum? Da, foarte, foarte mult peste, zic eu. Cum vei petrece sărbătorile? Acasă. Acasă să mă pregătesc, că încă avem... E mai o zi pentru mine, așa văd, niciodată nu am fost mult cu astea de sărbătorile. E doar mai o zi și asta. Ce înseamnă acasă pe lume? Portugal. Acolo am crescut, acolo am dus toți prietenii. De acolo sunt, da? Părinții români au sânge român. Și sărbătorile cum se petrec în Portugalia? Preparate românești sau... Da, da, cu preparate românești, că le face mamă. Cu sarmale, astea toate, că îmi plac mie. Îți plac? Da, da. Adică nu te duci în Portugalia, mănânci pește... Da, mănânc mâncare românește acolo. Așa, când pot, pentru că trebuie să fiu fit, mă înțelegeți. Marian, ce-ar fi să fii fost ultimul meci la petrolul ăsta? Trist. Dar te aștept la treaba asta? Nu. Nu știu ce să vă zic, că am văzut, dar până nu este o ofertă, eu sunt jucătura petrolului. Aici sunt și sunt jucătura petrolului. Deci în 2022 e jucătorul petrolului. Și în 2023. Depinde, că am auzit că cu situația financiară nu e cea mai bună, dacă trebuie să mă vindă pe mine să pot ajuta petrolul, normal că vreau. Că și asta m-am dorit când am venit la petrolul, că am văzut-o la un loc unde pot să crezi ca fotbalist și mă duc mai departe.
Și dacă asta e situația, e bine că câștig și eu, câștigă și petrolul. Nu plec fără să lăs nimic. Ți-ai dorit să salvezi tu clubul? Normal. Nu m-a supărat deloc. Ai auzit ceva de vreo ofertă în momentul ăsta? Nu. Nu. Dar dacă ar fi să pleci în România, la ce echipă ți-ar plăcea să joci? La care mă vrea mai mult. La care... care dă mai mult pe tine. Da, și asta contează, normal, dar la care sunt mai mult dorit. Că nu... La echipa campionă, nu? Vreau să joc pentru campionat, că așa sunt competitiv. Păi CFR-ul. CFR-ul, ai mult, ai CFR-ul. Ai și Rapid, și Farul. Sunt echipe. FCSB, Craiova, sunt 4-5 foarte bune echipe, unde normal că nu m-am supărat deloc dacă aș fi dorit de ele. Ce o să-i cer în Moș Crăciun? Sănătate. Da, pentru că am avut o leziune. Și asta cred că e foarte important să pot să mențin ritmul. Și un transfer? Nu, sunt bine la Petrol momentan.